Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis luni că Serviciul Control în Sănătate Publică a desfășurat în luna septembrie 360 de acțiuni de control în urma neconformităților constatate, fiind aplicate un număr de 19 sancțiuni contravenționale, respectiv 3 avertismente și 16 amenzi în valoare totală de 57.000 de lei. În obiectivele din categoria non-aliment, inspectorii din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică au efectuat un număr total de 183 controle pentru neconformitățile constatate, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale, constând în 3 avertismente și 13 amenzi în valoare de 49.000 de lei. Controlele efectuate în obiectivele din categoria non-aliment au cuprins 2 controle în domeniul apă, 9 controle în unități de turism, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 4.600 de lei, 13 controle la unități din categoria mediu, fiind aplicate 5 amenzi în valoare totală de 22.000 de lei, 12 controle la categoria biocide, 71 de controle în unități de învățământ, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 6.000 de lei, 33 de controle la unități sanitare cu excepția spitalelor, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 4.400 de lei, 3 controle la unități sanitare cu paturi, 34 în domeniul deșeurilor periculoase, 5 controle la unități din domeniul apelor de îmbăiere, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 12.000 de lei și un control la un cabinet de înfrumusețare. Serviciul Control în Sănătate Publică arată că între neconformitățile depistate se numără existența sau utilizarea reactivilor cu termen de valabilitate expirat în laboratorul de analize medicale, precum și nerespectarea duratei stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incinta laboratorului de analize medicale. Neutilizarea echipamentului de protecție curat și complet de către personalul unității, producerea de zgomot, praf și fum care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară, nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă care reglementează zonele de locuit și nerespectarea distanțelor minime de protecție sanitară stabilite prin normele de igienă referitoare la zonele de locuit. Neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spațiile frigorifice, utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor în vigoare, lipsa documentelor de reglementare sanitară prevăzută de legislația în vigoare. În ceea ce privește obiectivele din categoria aliment, inspectorii din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică au efectuat un număr total de 177 de controle pentru neconformitățile depistate, fiind aplicate 3 amenzi în valoare totală de 8.000 de lei. Controlele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins 5 controle la producători și ambalatori, 5 controle la distribuitori și transportatori, 118 controle la retaileri, fiind aplicată o amendă în valoare totală de 5.000 de lei, 52 controle în unități din sectorul servicii, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 3.000 de lei și 2 controle la producători primari care vând direct consumatorului final. Între neconformitățile constatate se numără neefectuarea controlului medical periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare privind supravegherea stării de sănătate prin servicii de medicina muncii, neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă și neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în unitatea de alimentație publică.